Domnilor și domnilor, vă spun bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii matinale de seară, mai precis la rubrica Penalti, în care vom vorbi despre sport. O rubrică care era altădată emisiune și ne apucă nostalgie așa. Alături de mine se află bunul meu prieten și fost coleg, actualmente președintele Clubului Sportiv Universitar Danubius, mai precis la secție de handbal feminin de acolo. Bună seara, Dan Pantea. Bună seara, Gabi, și bine v-am găsit, dragi invitați. Dragi telespectatori, obișnuiesc cu invitații, dragi telespectatori. E puțin ciudat așa să te am ca invitat, mai ales că chiar dacă tu ai făcut parte de mic copil din lumea handbalului, dar erai de partea asta a baricadei. Era de partea sportivilor. Da. Acum. Ca și conducător însă este mult mai greu și ca jucător, ca jurnalist, e mai dificil, nu? Da, cu siguranță da, pentru că trăiești pentru toți. Așa, în teren trăiam, într-adevăr, momentul eu când jucam și trăgeam pentru cele 60 de minute ca să câștigăm. Așa, trebuie să ai grijă de toată lumea, trebuie să ai grijă de cei din jurul echipei. Da, cred că e mai dificil. În sensul că încărcarea, presiunea, stresul sunt diferite total. Și în primul rând trebuie să gestionezi și bugetul, pentru că una e să joci ceva pe calculator și să ai bani virtuali și alta e să ai bani reali care sunt, trebuie să-i drămuiești, mai ales că nu ai niște fonduri cum are CSM București. Cum îți spuneam, bănuiesc că e destul de ușor, nu? Să ai bugetul pe care îl are CSM București și să începi să cauți jucătoare, să spui, să poți să oferi unei jucătoare 20.000 de euro pe lună, cât ia Cristina Neagu sau mai mult, și să poți să o aduci. 25.000 de euro pe lună, Cristina. Are 300.000 de euro pe an. Și chiar, chiar vreau să spun că CSM București poate să-și dezvolte niște secții fantastice și la alte sporturi. Dacă va consuma 5% din bugetul Bucureștiului, înseamnă 55 de milioane de euro. Și ceva de milioane de euro. A 1,1 miliarde de... Deci cred că ar putea să facă și o echipă de basket care să se ducă spre Final Four-ul lumea de acum. Păi, cum spuneam la începutul emisiunii, mă doare capul de vreo 3 zile, dar mă doare tare, sincer, îți spun că au început negocierile cu jucătoarele care vor rămâne și jucătoarele care vor veni. Bugetul nostru este un buget limitat și... Poate nu va mai fi atât de limitat, ținând cont de această ordonanță. Poate Să dea Dumnezeu să fie mai ok, pentru că am văzut că 5% asta ar însemna pentru sport 6 milioane, undeva la 6 milioane de euro. Și dacă nu mă înșel, s-au dat acum în martie... aprilie 1,6 sau 1,7 milioane de euro pentru tot sportul. Deci eu cred că pentru echipele de prima ligă ar putea fi un suport extraordinar și chiar cred că ar putea crește performanța la Galați mult mai mult. Voi, de exemplu, dacă ați avea un buget, să spunem, de 500.000 de euro, în jur de 20 de miliarde pe an, ați putea ataca chiar primele 6 locuri din campionat? Cred că da. Păi noi am avut cel mai mic buget din ligă fără... noi am 250.000 de euro pentru două echipe din partea municipalității. Le mulțumesc din tot sufletul pentru ce au făcut, că ne-au ajutat oamenii cum au putut. Din partea CSU, cred că pentru echipa de handbal fete, repet, la băieți nu știu foarte bine, dar cred că pentru echipa de handbal fete au mai venit undeva în jur de 2 miliarde, pe acolo, undeva la 2 miliarde. Deci 2 miliarde înseamnă undeva la 50.000 de euro. Hai să zicem 300.000 de euro bugetul nostru pentru două echipe, pentru că includem aici până la 1 ianuarie și băieți. Am rămas în Liga 1, pe locul 11, și dacă vă spun că bugetul Slobozia a fost 900.000 de euro, dacă vă spun că bugetul de la Baia Mare, deci de la Baia Mare, două echipe în Liga 2, care v-ați bătut la Baia, da, una a promovat, băieții au promovat, a fost 50 de miliarde anul trecut. Pentru ambele echipe. Pentru ambele, Liga a doua, deci aproape mai mult de 1 milion de euro. Închipuiți-vă cam dacă e o performanță sau nu pentru municipiul nostru cu banii care am avut. Bineînțeles, am mai avut și sponsor ăsta și avem în continuare ăsta, poate a fost meritul nostru, cei care ne ocupăm de echipă, dar oficial, pe hârtie, în acte, ăștia sunt banii care noi i-am folosit pentru două echipe. Și e foarte greu să poți să faci mereu bici din... Da, din mai eu nimic. Vreau să vă spun ceva. N-am ieșit în emisiune până acum, ai văzut, că am vrut să termin.
Sunt extraordinar de mândru de tot grupul cu care am lucrat. Pot să spun că sunt mândru și de mine. Poate e lipsit de modestie, dar sunt mândru și de mine pentru ce am făcut. Alături de Vali, alături de Mihai, alături de fetele astea care au lucrat acolo, deci tot, repet, tot grupul și cei care ne-au ajutat. Și alături de tine, pot să spun că sunt mândru că ai fost întotdeauna un senzațional la sală și poate contează foarte mult. Publicul de nota 20, de nota 20 pe departe, deci cred și trebuie să spunem că fetele au reușit această performanță în cel mai tare campionat din România. Și, pentru că și vă spun, și care va deveni și mai tare din modestie, cred că este unul din cele mai tari campionate de handbal feminin din lume. Dacă nu din Europa, da, din lume, pe acolo. Pentru că eu nu cred că campionatul Ungariei e mai puternic decât al nostru. Sunt 2-3 echipe acolo, dar eu sunt în stare să mă iau de gât cu orice echipă de pe locul 7 din Ungaria la momentul ăsta. Poate jucați niște amicale cu Siofoc, da, nu cred că în campionatul Germaniei sunt echipe mai puternice ca cele în Românie, pentru că ați văzut. Și repet, poate m-am mai spus-o. Eu cred că în afară de CSM București, noi puteam bate orice echipă, ne putea bate orice echipă. Pe teren neutru și cu arbitraj corect. Repet, cu arbitraj corect. Cu CSM-ul nu puteam emite pretenții. Am fost la toate meciurile, la două meciuri. N-am fost, că unul am fost bolnav, unul am avut altă problemă. La Zălău n-am fost și la Cluj. Da. Am fost la toate meciurile, știu ce s-a întâmplat. Am văzut, nu este diferență mare. Nu, este, depinde de zi, depinde de arbitrii și depinde foarte mult și de încrederea sportivelor cum au. Bineînțeles, depinde foarte mult și de stabilitatea și de liniștea financiară. Pentru că dacă ai liniște financiară, cum a fost la noi, noi nu am avut probleme, am încercat să drămuim banii, să îi gestionăm cum trebuie și nu au fost probleme. Și uite că am răzbit. Știu că avem atâția prieteni în Galați, incredibil. Deci de-abia așteptau să clacăm că ne-ar fi luat capul. Le transmit pe această cale că încă un an de zile echipa asta va mai fi în Liga Națională, cel puțin, iar obiectivul declarat pe care îl avem este 2-9. Acum va fi, și o să ne întoarcem la ceea ce a fost, pentru că vom vorbi despre partidele de baraj, în primul rând, pentru că acestea, una dintre partide, cea cu Buzăul, cu Baia Mare, a putut fi urmărită și pe YouTube. Cea cu Buzăul n-a putut fi urmărită, dar a fost un galop de sănătate, pentru că e diferență mare de valoare. O să vorbim și despre ce va fi, pentru că acum trebuie să treceți la nivelul următor, cum a venit. E și mai dificil acum. Da, este adevărat. Nu vreți să mai aveți emoții cu... Nu vreau. De asta am și pus obiectiv 2-10, pentru că asta înseamnă salvare de la baraj. Chiar cred că în formula pe care încercăm să o creionăm la momentul ăsta, nu vor mai fi probleme. Repet, ne trebuie foarte mult stabilitate financiară și dacă la rectificarea bugetară, care va fi în august sau în septembrie, discutat chiar zilele trecute cu oameni importanți din primărie, am fost chemat și m-au felicitat și am discutat cam ce vrem să facem, iar oamenii ne-au promis că ne vor ajuta, nimeni nu poate spune acum cam pe ce sumă ne-am putea baza. Cert este că avem girul dânșilor și cu ajutorul celor din jur, repet, sponsorii care am avut și sper să mai reușim să atragem, pentru că handbalul feminin, în mod special în România, atrage și ai văzut de fiecare dată sala a fost plină la noi, la meciurile noastre. În general, lumea la Galați vine la sporturile de sală, cred că ai văzut și zilele trecute, și la basket, și la volei, și la ce a mai fost, și la futsal, și la hockey. Bine, patinoare foarte mare și când îți vin 1800 de oameni la 3000, poate nu-ți dai seama. România, handbalul dintre sporturile pe echipă este numărul 1. Nu și în preferențele spectatorilor, spunem ca și rezultate. Nu, dar eu cred că în România handbalul feminin este de departe sportul numărul 1 în țară. Exact. Și ca rezultate. Și cred că după aceea urmează polo, după polo urmează rugby. Hai să fim cinstiți. Noi, de exemplu, dacă luăm... Pot să le placă cât de nebun o fi Tadic. Deci, ați văzut ce a zis? El la Zalău se bate, este echipa de handbal fete și echipa de volei băi. Și el mi-a zis, domnule, cu handbalul fete în lume, dacă ies, sunt pe locul 3-4-5 în lume. Cu voleiul sunt la nivelul 5. La nivelul 5 sunt. Ei, are dreptate, nu trebuie să ne ascundem după treaba asta. Că sunt rezultate, sunt... Și acum, noi la Galați avem un campionat foarte puternic. Eu spun că locul 11 la Galați înseamnă cel puțin un loc 5-6, dacă nu mai mult, nu zic un 5-6 la volei și poate mai sus la basket feminin. Fără să se supere cineva pe mine. Pentru că nivelul este foarte ridicat. Foarte ridicat. Așa e, trebuie să spunem că din toamnă Liga Națională Feminină vor evolua
jucătoare, cea mai bună jucătoare din lume, Cristina Neagu, campioane mondiale, cum sunt Fraford și cu Kurtović, campioane mondiale, olimpice și europene. Adică în care sport, în care sport mai sunt? Din România vin ce? Avem jucători de asemenea valoare. Este drept că există un decalaj foarte mare între CSM București și restul echipelor. Da, CSM București, părerea mea, îi reclamă aia, o să facă turism anul ăsta în România. Turism, cred că vor să joace multe meciuri cu echipa a doua, cum ar veni. Nu știu, cu echipa a doua, dar o face turism ca și anul ăsta. Și asta nu e bine, totuși, pentru ele, pentru testarea forțelor, mai departe. Asta nu e bine. Ar mai fi trebuit încă o echipă sau două de nivel apropiat să se lupte, cum se luptau înainte cu Corona. Nu putem, Brașov, știi ce se întâmplă, Gabi, nu putem ține ritmul financiar, pentru că noi o să împrumutăm acum o jucătoare de la CSM, este vorba de portarul Elena Cerba. Ne-am înțeles cu ea și va veni fata. Credeam că dai vestea că nu, o împrumutați pe Bianca Bazali. Suntem într-o relație foarte bună și sunt într-o relație foarte bună. V-ați dori, nu s-o aveți și Bianca Bazali. Chiar am discutat și a zis că nu se pune, nu se... Din start ne-au spus ei, ce doriți, ce avem de împrumutat, vă împrumutăm, dar nu Bianca Bazali. În opinia mea nu va juca nici anul ăsta, dar este treaba. Dânșilor poate nu vor să ne dea nouă, poate, dar au zis că nu împrumută la nimeni. Noi avem o relație și eu am o relație foarte bună cu și cu Bogdan Vasiliu, chiar ieri aseară am discutat cu el și cu Andrei Luca, Vale are o relație, dar familia Luca și cu Stella și cu el. Și chiar am făcut și va veni fata asta, Elena Șerban, este vorba de portarul care a fost la Vâlcea și este al CSM-ului, un portar foarte bun în opinia mea, ne va ajuta. Vă trebuia și un portar cu experiență în condițiile în care Dana Goldic s-a retras. Dana s-a retras, Laura Bujoiu se lasă, vrea să se facă farmacist. Și mai aveți nevoie de încă un portar în afară de Elena. Da, cu Emilia Angela am prelungit contractul, pot să anunț și oficial cu cine am prelungit până la momentul ăsta. Este vorba de Emilia Angela, este vorba de Cristina Marcu, este vorba de... Mădălina Conache? Mădălina Conache, da, este plecată... Ștefania Florea? Ștefania Florea nu, a renunțat, a zis că vrea să plece în străinătate. Sau să o luăm mai invers. Deci au plecat. Am renunțat, n-am mai prelungit contractul cu Natasha Cârnici. Ștefania Florea a vrut să plece ea. Eu aș fi discutat, a vrut să plece, a zis că pleacă în străinătate. Andreea Chiricuță a semnat cu Brașovul. Laura Bujoiu se lasă pentru că, ți-am zis, vrea să se facă farmacistă. Cel puțin așa discuția a fost. Sunt unele voci care spune că se întoarce. Ia-i Brăilean, că se duce la Brăila să fie al treilea portar. Ea mi-a zis că se lasă. Dana s-a lăsat, Dana Goldic s-a lăsat. Nicoleta Vlad nu mai continuă. Cu Nicoleta Vlad suntem în negocieri să vedem ce o să facem. Cu Ramona Urse mă întâlnesc mâine, de asemenea să vedem ce facem. Sper să nu fie certitudine, deci Emilia Angel, Elena Șerban, Andreea Taivan care mai are contract. Andreea Taivan și Denisa Celever mai au contracte. Denisa, o jucătoare care cred că va juca mai mult în acest sezon. Livrinichi și Iovanovska și-au prelungit contractele. Daciana Balaban și cu Iulia Artean. Daciana Balaban și cu Iulia Artean și vor prelungi contractele. Și cu celelalte fete care mai sunt, care vrem să le aducem din oraș, tot așa, 99% suntem în discuții foarte avansate. Deci eu cred că săptămâna viitoare vom avea lotul creionat și știm cu cine plecăm la... Deocamdată nici o jucătoare n-a semnat dintre cele pe care vreți să le aduceți, nu? N-au semnat pentru că n-au venit aici, dar ne-am înțeles... Poți să dai niște nume sau...? Da, pot să dau. Este vorba de Ala Sheiko, este vorba de Tamara Bocarici, este vorba de... Cătălina Cioarec. Cătălina Cioarec și suntem în discuții foarte avansate și Cătălina. Cu Nicoleta Tudor am discutat, ne este greu, cred că, să ajungeți la un numit. Da, pentru că e scump. Contractele jucătorilor pe la multe echipe au crescut, cred că și datorită pragului pe care l-a pus CSM București, adică faptului că se dau salarii foarte mari acolo și unele jucătoare vor măcar un sfert din salariile marilor vedete, să spunem. Mădălina Conache, am zis chiar mai devreme, am discutat și a zis că rămâne. Ele vin sâmbătă și semnăm. Și probabil că sunteți în discuții cu mai multe jucătoare. Da, sunt foarte multe. Acum chiar mă gândeam care ne-am înțeles și care încă mai discutăm așa. Eu cred că vom avea un lot de 15-16 jucătoare peste ce am avut în sezonul trecut. Deci la ora actuală aveți doar două extreme, pe Denisa Șelever și pe Andreea Taivan, propriu zis. Da, și mai sunt de la Dinamo, este Diana Predoi, care și ea cred că 90% va veni.
trebuie să facem un melanj între jucătoare mai scumpe și unele care ne putem, pentru că bugetul, repet, e undeva limitat și... Cele mai scumpe sunt jucătoarele de 9 metri, în general, ca și pretenții, să spun așa. Din ce am întâlnit eu până acum, da, și portari. Că sunt posturile cheie. Și rari. Că un pivot, o extremă, hai, o mai, vorba unui bun prieten de-a meu, îl mai amăgești. Că mai duci un dreptaci în dreapta și stă extremă dreaptă, dar în poartă n-ai pe cine să amăgești. Dar sigur veți mai aduce pe 9 metri încă o jucătoare? Da, încătoare, eu aș vrea, spune. Eu vreau să te repet, să definitivez până săptămâna viitoare lotul și mai păstrăm un loc vacant, așa, la vânătoare, știi cum? E posibil să mai apară și vreo jucătoare străină? Una care... Nu, nu cred, pentru că deja avem 4 și scumpe, repet, vreau să văd și ce bon, ce buget vom avea. Scumpe străinile, deja... Primele două, norocul nostru este că nu mai întrebăm macedonencele splătite, dar acum, de exemplu, vor veni Bocari și Sheiko. Una e ucraineancă, cealaltă este bosniacă. Sheiko e de 9 metri, nu, Bocari nu e. Bocari nu e. Nu. E extremă sau pivot? Pivot, bună apărătoare. Și ele sunt străine, deci pentru Bocarici, pentru Sheiko vom plăti 1000 de euro. Pentru Bocarici 2000, deci oficial, deci te mai costă încă 3000 transferul la federație. Sunt niște bani, dacă o ieși pe a 5-a, încă, deci la 2000-3000, deci ar fi, se adună cu 1000. Am înțeles. Și am înțeles că ați avut și niște discuții și cu Alina Horcea, nu? Da, și Alina Horcea, și cu Alina am uitat să spun, și cu Alina am discutat. Și Alina este o posibilă, la Dinamo vineri este o ședință în care am înțeles că le anunță se rupe treaba acolo și așteptăm după vineri putem certifica. A, deci certifica. Se desfințează echipa? Sunt libere toate jucătoarele astea care au venit pentru să promovezi. Toate sunt libere după vineri. Deci s-a mare eșec, să spunem. Da, s-a rupt protocolul cu Chelsea al domnului Căliman, iar cei de la Clubul Dinamo vor păstra, dacă vor ține echipa, numai junioare sau handbaliste mai ieftine. Din păcate, am văzut nu numai în România, ci și în Occident. Am văzut proiecte de acestea pe scurtă durată în handball. Nu, multe echipe care au dat faliment și în Danemarca, în Norvegia. Este greu. Discutam luna trecută sau acum o lună jumătate cu domnul Buceschi, care a fost la Brăila. Un tip, după părerea mea, foarte echilibrat. L-am cunoscut anul ăsta, că am foarte multe meciuri amicale. Și îmi spunea că ce se întâmplă la Dinamo va fi sigur un balon de săpun. Și s-a dovedit a fi. Pentru că nu poți să faci așa repede o echipă care să tragă, să și promoveze și să tragă la cupele. Imposibil. Mai trebuie să fie și un nucleu. Eu de asta, la noi aici, eu mizez foarte mult pe nucleu. De asta vreau să țin și mizez în continuare. Doar poți să faci dacă ai banii lui CSM București, care a sărit niște etape. Da. Pentru că eu și anul ăsta am văzut. Au venit foarte multe jucătoare străine. Și foarte multe jucătoare, dar baza echipei astea au fost toți fetele care au promovat. Și pot să spun, și am uitat să spun și Cosmina Cosma a plecat, pleacă, a dorit să plece, are altă opțiune. Pentru că tot cu, în prima fază, cu poarta care am avut-o, care au promovat, e vorba de Dana, Laura și ei mi-a ajutat foarte mult. Tot cu Cosmina, tot cu Mădălina, tot cu... cine a mai fost din vechi, Ramona, le vedeam când intrau în teren, simțeam că am încredere. Am rămas sincer dezamăgit de Cârnici, vă spun la modul cel mai obiectiv, un singur meci, maxim două, în tot returul, prea puțin pentru o jucătoare care au pretenții mari de la Brăila și sunt curios să văd cum o să se adapteze la Vâlcea. O fată extraordinară așa, deci se pregătea senzațional, dar la meci era... În afară de meciul de la Vâlcea, unde a jucat, în opinia mea, cred că a fost meciul carierei. A dat 15 goluri, a dat gol de peste tot. Cred că și din tribună, dacă a aruncat de gol. În rest, greu aș putea să-mi amintesc un meci de-al ei. Cel puțin pe teren propriu, sigur nu. Ați văzut care a fost treaba și la barajul ăsta, pe la un moment dat ajunseseră antrenorul să nu-și mai știa ce să face. Hai, ajută-ne, hai, intră. Ne întoarcem la meciurile de baraj. Da. Prima partidă, cea cu Baia Mare, a fost și cea mai importantă pentru că era principala contracandidată. Da, este adevărat. A fost un meci, la un moment dat parcă am avut emoții, cel puțin în prima repriză, pentru că s-a ratat foarte mult și de pe semicerc.
Chiar Claudia Cetățeanu apărea și cu spatele. Uneori am luat fetele în ea. Apoi s-au clarificat lucrurile la un moment dat și cred că jucătoarele din... jucătoarele din de la Baia Mare cred că au și căzut la un moment dat și fizic și psihic, pentru că puteau, cred că fetele noastre ar fi putut să se impună și la cel puțin 10 goluri diferență. Dar diferența nu conta oricum. Da, părerea mea este următoarea. Eu, sincer, în momentul în care s-a terminat campionatul, eu nu am avut emoții cu acest baraj. Eu cred că puteam să picăm și cu Dinamo, tot le-am fi bătut. Este diferență destul de mare între Liga 1 și Liga 2. Asta cred eu. Mai mult, acolo toate meciurile au fost slabe, nivel slab calitativ. Și să spun de ce. Era o presiune foarte mare, mare, tare de tot. Și mai ales că era ceva decisiv. Eu am stat în sală și am văzut. Primul meci a fost Dinamo Costea cu Slobozia. Și am zis din start că am stat și am văzut meciul cu Silviu Băceanu și cu Bogdan Voina. Băiatul domnului Voina, eram în tribună și mă întrebau, eu zic Slobozia fără doar și pot. Bine, toată lumea spunea că arbitrajul va trage cu Dinamo. Și așa a și fost, nu? N-aș putea spune că... Deci nu le-a ajutat pe Slobozia foarte mult. Nu le-a ajutat foarte mult nici pe Dinamo. Dar eu am văzut arbitraje în handball, Gabi. Deci dacă vrea să le ajute pe Dinamo, le-a ajutat. De fapt, am văzut arbitraje. Au fost câteva care, adică, dacă e să facem într-o balanță așa, un 55 pentru Dinamo, 45 pentru... Nu câștigi la nivelul ăsta, pentru că diferențele erau totuși mari și experiența Sloboziei s-a văzut. La fel și la meciul nostru, era diferență și mai mare. Presiunea și pentru noi și pentru ele și s-a văzut. Până la urmă, noi o echipă cu mai multă experiență, meciuri mult mai grele, așa. Baia Mare o echipă tânără, foarte tânără, 2-3 fete mai peste 40 de ani, portarul și Rudici, Jenica Rudici. Dar eu n-am avut. Într-adevăr, am fost precauți, ne-am luat, am pregătit foarte bine meciul, nu eu, dar toți, pe total, Vali și cu fetele. Nu cred. Deci n-am, eu unul când m-am zis acolo am zis că nu o să avem probleme, chiar cine mă întreba și nu. Dar o problemă mare care am avut-o noi au fost aceste accidentări și dacă îmi doresc ceva pentru sezonul viitor să nu mai avem accidentări, păi la meciul cu Buzău, patru fete erau accidentate. Era vorba de Daciana, care erau pe bancă. Da? Nu, care erau pe bancă. Ah. Deci Daciana, Chiri, Andreea Chiricuță, Diana Iovanovska și Cosmina Cosma. Deci nu au jucat. Nu au putut intra în teren. Nu sunt Mădălina Conache și Iulia Artean care... Mădălina a jucat. A jucat, Iulia Artean nu era pe bancă. Eu zic, cine era pe bancă? Adică la față de meciul cu Baia Mare s-au mai adăugat încă două. Era vorba de Chiri, de Cosmina și Diana. Trei. Păi juca la un moment dat cu Cristina Marcu, a jucat interstângă. Cred că a jucat 45 de minute interstângă. Vreau să te întreb... Pentru că moda a venit din fotbal și apoi s-a extins și în celelalte sporturi de echipe. Această prezență a preparatorului fizic, crezi că e importantă? Echipele care au preparator fizic sunt mai ocolite de accidentări? Au mai puține accidentări grave? Nu știu. Am văzut că nu știu echipele foarte importante din handbal și la fete au preparatori fizici. Toate au câte un preparator. Sau... Nu știu. Deci n-aș putea... Ce să spun? Eu am văzut accidentările. Daciana la meciul cu Slobozia s-a accidentat prin minutul 50 când a făcut o depășire. Nu știu cât era de important prezența de preparatorului fizic acolo. Că... Iar Iulia Artean la un meci amical cu prin decembrie anul trecut cu Romanu, tot așa a făcut o depășire, ne apropiam de pauză. Adică dacă mă accidentez, cred, în primele 5 minute, ok, hai spun că n-a fost încălzirea bună. Dacă te accidentezi prin minutul 50... Nu știu ce să spun. Cred că e bine și e foarte bine să-l ai. E foarte bine, cred, să-l ai. Trebuie să-ți și permiți. Trebuie să-ți și permiți. Cred că nu știu cât de mult pentru accidentări, cât pentru dozajul efortului. Acolo da. Pentru că da. Acolo cred că da. Da, dacă îl întrebați pe domnul Tadici, o să vă spun, el e preparator fizic, el e șofer, el e bucătar și uite că termină pe locul 3 cu o echipă care de la începutul campionatului toată lumea o vedea sub locul 7 și este el cu soția lui. Parcă scoate din joben anumite jucătoare. Da, este dânsul cu soția dânsului care se ocupă de echipă și mai au kinetoterapeut sau ce au ei acolo.
Din sezonul care s-a încheiat, care a fost cel mai dificil moment pe care l-ai simțit? Când a fost acesta? În primele etape, când nu știam ce să fac. Nu aveam rezolvate transferurile jucătorilor din străinătate. Când ne-am dus la CSM București, chiar vorbeam cu Vali, eram, dacă nu mă înșel, 11 sau 12 jucătoare și cu noi doi. Ne-a bătut CSM-ul cu vreo 21 de goluri. A jucat și o fată, o junioară, Raluca Tănase, parcă de la... efectiv, nu am avut bani atunci, a fost o perioadă groaznică. Când am început să mai primim echipa așa, și așa cum am fost, șchioape, între ghilimele, la Brașov am făcut un meci bun, ne-au ciugulit arbitrii, cum eram așa, nu? Nu, vă spun, cele mai rele condiții și cel mai greu mi-a fost nouă, de departe. Eu, repet, cu fetele astea și cu lotul care l-am avut, s-a muncit extraordinar de mult și pot să spun că este o performanță remarcabilă, deci, pe silabe, silabisesc, remarcabilă. Și nu vreau să mă laud, deci nu e falsă modestie, dar trebuie, dacă e să ne lăudăm, hai să ne lăudăm. Fetele au avut un... Ca să nu-ți mai spun, ni s-a furat un punct, ăla ni s-a furat, nu am avut nicio vină, pentru că în momentul în care eu pe 5 septembrie, ține-te și acum, am dus și am înregistrat-o pe Mirela Vâlcu la Federația Română de Handbal. În momentul în care ți-o înregistrează și îți dă legitimația și ți-o ștampilează și spune că e bună de joc, ce vină am eu? De unde să știu că ea la Buzău a fost suspendată? Nu-i treaba mea să întreb. Când i s-a reproșat faptul că de ce n-am întrebat, că de ce nu v-a zis jucătoarea. Ok, poate jucătoarea a vrut să mă mintă pe mine. Eu la ce jucătoare aduc acum, mă duc să le întreb alea prin străinătate, ce? Nu-i vina mea. Federația are baza de date și trebuie să mă anunțe. La meciul cu Brăila, știți foarte bine, ne-au fost luate o jucătoare 13 secunde, deci în loc să joace în 4, au jucat în 6. Și era scorul, dacă nu mă înșel, egal la momentul ăla, sau aveam noi în gol. Nu mai țin foarte bine minte. Nu mai spun de arbitrajul din partida cu Cizmădie, care Cizmădie. A fost rușinos. Da, asta e. Deci am fost de departe cei mai... Dezavantaje. Da. Mi-aduc aminte că fetele au terminat sezonul de iarnă, cum ar veni, adică până în luna decembrie, au avut câteva meciuri foarte bune. Atunci erau într-o formă bună. Anul s-a început însă mai greu, cu aceea înfrângere neașteptată, să spunem, de la Slobozia, pentru că atunci mulți ar fi spus că CSU Danubiu se va impune. Da, este adevărat. Chiar discutam noi, eu cu Vale, n-aș găsi o explicație. Dacă vreau, explicația mea personală este următoarea. Echipa asta joacă foarte greu împotriva antrenorilor bătrâni și de valoare. Experimentați, da. Care găsesc soluții. Noi și la Rapid am jucat prost contra lui Mărculescu și cu Mușii și cu Tadici. Nu știu ce se întâmplă. Am simțit în timpul meciurilor și cu Mărculescu și cu Tadici niște modificări de tactică, le-am simțit, care au dat peste cap, pentru că noi la Rapid, tot cu o echipă descompletată, accidentată, n-am vrut să le folosim, era barajul, am condus până prin 45. Au fost eliminate Nicoleta și cu Coco și am jucat. Pe la un moment dat mai eram eu cu Vali Costea pe bancă și directul accidentate. Mădălina, Chiri, Ștefania, Florea și nu mai știu cine. În efect, n-am avut ce să jucăm acolo. Bine, poate a fost mai bine că nu ne-am dus mai departe, că nu cred că ne-a ajutat cu ceva. Da, într-adevăr, nici nu știi. Atunci toată lumea vrea vacanță să se odihnească. Poate dacă am mai fișcat un meci ăla cu Slobozia, la ele le băteam. Poate nu. Da, e o remarcă interesantă pe care și noi am sesizat-o, dar n-aș putea să dau explicații. Dacă cred că ar fi fost mai trist, ne întoarcem, mă întorc la meciul cu Măgura Cisnădie, dacă am fi câștigat meciul cu Cisnădie și Cisnădie s-ar fi salvat apoi, nu, cu chiar și așa. Deci îți spun la modul cel mai sincer că tot acolo ajungeam. Tot pentru că dacă ai urmărit rezultatele după aceea, Cisnădie a făcut egal cu Zalău și a făcut egal acasă cu Brăila. În ultima etapă, dacă mă așa. Da. Nu bătea niciodată. Deci nu făceau egal niciodată nici cu Zaleu, nici cu Brăila. Puteau să joace o săptămână. O săptămână jucau și nu făceau. Da. Dar nu mai contează. Acum contează că... Da, nu mai contează. Important e că... A fost o experiență extrem de folositoare, spun eu, din punctul de vedere al greutăților pe care le-ați întâmpinat.
da, care vă poate ajuta foarte mult. Știu că probabil că ți-ai fi dorit să rămână mai multe jucătoare din lotul pe care l-ați avut până acum la dispoziție. Probabil că unele au plecat așa ca în pe neașteptate, să spunem, n-au vrut să mai continue. Singura la care a rămas surprins a fost... Cosmina Costa. Da, da, că aș fi vrut să mai rămână. Ea a ales. Deci în momentul în care ne-am pus la masă, a zis, domn Pata, nu mai, că vreau să fac o schimbare. Eu sunt de 3 ani aici, 4 ani. Am înțeles, ne-am dat noroc, am pupat-o de la revedere. Dacă fata vrea să aleagă asta, nu mă pot opune. Pentru că atunci când, tu știi mai bine decât mine, când pleacă destul de multe jucătoare, vin multe, omogenitatea... Da, nu, eu încerc și voi, nucleu important, mai ales de pe faza de apărare, noi îl vom păstra și va rămâne. Chiar am și discutat și va rămâne, a și rămas, că deja ne-am înțeles și eu cred că și cu Șerbi în poartă, Elena Șerban, ne vom ridica nivelul apărării. Urmând ca pe faza de atac să vedem cum ne-am descurcat, pentru că trebuie să fim cinstiți. Noi campionatul ăsta, rezultatele le-am avut în mod special pe faza de apărare, pentru că noi ne-am chinuit să dăm goluri foarte multe meciuri. În momentul în care apărarea a mers și contraatacul și faza a doua n-au mers, noi am fost o echipă care foarte greu a dat gol pe contraatac și faza a doua. Aici trebuie să schimbăm foarte mult. Și chiar pe pozițional de multe ori, acele momente de blocaj și acele momente când de început de meci, când se începe cu handicap mare pe teren propriu. De pentru fapt, că știi obișnuit. Ce se întâmplă? Foarte puțină experiență pe faza de atac. Păi dacă te uiți, Gabi, cea mai tânără echipă am fost de departe. Dacă nu era Dana Goldic în poartă, noi în teren, păi aveam așa. Hai că spun, Andreea Chiricuț, 22 de ani. Sau Denisa Șelever, 21. Madalina Conache. Madalina Conache, născută 94. Deci 22 face 23. Cristina Marcu, tot așa, 22-23. Andreea Taivan, 20 de ani. Diana Iovanovska, 24. Livrinichi, 22, face 23. Daciana și Iulia, Daciana și Iulia, dar ele s-au accidentat și deci eu spun în retur ce a fost, când a fost lupta grea. Ramona Urse, mai expert. Ramona Urse, da. Deci Ramona Urse și Nicoleta Vlad, care dacă nu mă înșel are 27 sau 28 de ani. Și Ștefi, 25 de ani. Deci închipuiesc ce echipă am fost noi. Când altele deci media, media noastră, dacă o scot pe Dana, că Dana n-a fost la toate meciurile în deplasare, era undeva la 23-24 de ani. Păi, scuză-mă. Și multe echipe au venit cu jucătoare care evoluaseră prin campionate, prin Europa, prin... Eu am stat de vorbă cu o jucătoare de la Vâlcea, care mi-a spus așa. Dani, rezultatele care le-ați avut voi au surprins tot campionatul. Este vorba de meciul cu Romanu, este vorba de meciul cu Clujul, este vorba de meciul cu Bistrița, este vorba de meciul de la Vâlcea. Păi la Vâlcea... Cred că la Vâlcea a fost cel mai bun meci din tot campionatul. Da, la Vâlcea s-au jucat senzațional. Deci senzațional s-a jucat la Vâlcea. Spun, a apărat Emilia Angel în prima repriză și apărarea... Și simțeam că fetele sunt pe pași și au urmat acel coșmar cu Măgura Cisnădie venit din fluierul. Și foarte multe accidentări. Noi după, nu exista meci în care să nu intervină accidentari și să nu poată juca măcar una sau două. Pe care e cauza, credeți, acestor accidentări dese? Nu știu. Deci n-aș putea să... Alimentația, medicamentația... Trebuie să fie o cauză, oricum. La Slobozia, de exemplu, Daciana spunea că s-a accidentat și din cauza terenului. Acolo este o suprafață de joc, cum era înainte la siderurgistul, dacă ții tu minte, un covor de la așa mai moale. Da, mai. Și greu îți faci feta de depășire. La Călăraș, feta de depășire. Este o suprafață și mai proastă. Acolo n-am fost, nu știu cum este. Și dacă multe jucătoare nu se duc la Slobozia, din ce mai discut cu ele, evită și suprafața aia, pentru că îți distrugi glezne, îți distrugi... Nu se compară cu podeaua, nu se compară cu parchetul, nu se compară cu lemnul. Aici este ideea. Și... Na, eu îți spun, la un moment dat eram exasperat de aceste accidentări. Înainte de baraj, vorbeam acasă și cu prieteni și cu familie și spuneam la fete, la întrebări, nu-mi doresc altceva decât fără accidentări. Fără accidentări. Păi noi mai aveam două antrenamente înainte de baraj și Cristina Marcu și Ramona Orse iar s-au accidentat și am zis cu Vali, băi, ce facem că nu ne ducem acolo și nu avem ce să jucăm. A zis, stop,
nu mai facem antrenament, să dea la poartă mai ușor, că nu se putea. Deci, spitalul de urgență am fost. Acum au promovat direct, rapid, o echipă de tradiție în handbalul nostru feminin. A fost și campioană României, să nu uităm. Și echipa din Slatina. O surpriză, după părerea mea. Nu știam că Slatina are echipa atât de puternică la senioare. Este un centru puternic acolo, pentru că multe jucătoare sunt slatinence ca și origine. Cristina Zanfir, de exemplu, e din Slatina. Încât știu, e născută la Slatina. Și mai Laura sunt... Popa asta, care e la Dinamo, știu că e din Slatina. Da, tot din Slatina și mai e și, mi se pare, și Mădălina Zanfirescu e tot din Slatina. Nu cunosc, nu știu. Și am văzut că mai multe jucătoare. Clara Vădineanu e tot slătineancă, chiar dacă a jucat la Vâlcea. Ce știi despre aceste două echipe? Vor fi echipe care vor conta în prima ligă sau sunt prezente? De Slatina știu foarte puțin, pentru că nu le-am văzut deloc. Știu două, trei jucătoare care sunt acolo. Pe Rapid le cunosc. Rapidul va fi... juca Alina Dobrin în prima ligă? Eu cred că da. Are 40 de ani? 2. 42. Acum, da, la anul va avea 43. Nu am mai auzit jucători de când să-i folosească. La... Da, nicio. Rapidul are un joc incomod, un joc imprevizibil, un joc... așa... E haotic, dar în același timp care încurcă și adversarul. Un stil, cel puțin acasă. În deplasare nu cred că vor face puncte. Că nu, dar acasă un stil... încurcat de ăsta așa, balul Mărculescu, sare pe arbitri, e scandal în sală cu galerii, cu de-asta, e un, presiune e un caos față. Total acolo. Normal, ce să spun, dacă mă întreb acum, eu nu știu ce transferuri vor face, ar trebui să fie 3, 4, 5 echipe sub noi. Este vorba de Cluj, că acolo am înțeles că sunt probleme mari și cred că e prima retrogradată. Și după aceea urmează Rapid, Slatina, Slobozia, noi, Cisnădie, Roman. Uite, 7 echipe am zis. Acolo. Eu cred că noi am putea... Campionatul de când va fi? De 12 sau de 14? 14, 15, așa nu. Eu cred că noi putem să dăm sub noi Cluj, adică ar trebui Cluj, Rapid, Slatina... Și poate Slobozia, una din astea, nu știu acum. Poate și Cisnădie, de ce? Da, poate și Cisnădie. La Cisnădie știi care e problema? La Cisnădie sunt bani cu nemiluită. Acolo n-au antrenor. Acolo toate jucătorile care se duc pentru bani. Au zis că au transferat pe Facchinello, au mai transferat trei brazilienci în total, jucătoare de echipă națională, au bani cu nemiluită. Eu am discutat cu sportive de la, care au fost la Cisnădie și mi-au zis acolo, nu făceam nimic la antrenament. Dar, în schimb, toată lumea care se duce acolo se duce pentru bani. Pentru că aruncă cu bani în stânga și în dreapta. Nu înțeleg de ce nu prea echipa Sibiu, că și Sibiu e un oraș care are potență și s-ar juca într-o sală mult mai. Cred că nu vor. Ai observat că la Sibiu țin o echipă maxim două și s-o ducă sus? Și va fi interesant campionatul și din acest. Da, cred că va fi mai puternic anul ăsta. Nu cum mai puternic, cu siguranță mai puternic anul ăsta. Pentru că vine CSM-ul care s-a întărit serios. Corona Brașov, care va fi foarte puternică acum de Corona Brașov, care a adus multe jucătoare de la Borela și va fi o echipă. Craiova, care rămâne. Craiova, care nu știu ce transferuri vor face, dar și acolo au foarte mulți bani. Brăila a slăbit. De fapt, Brăila nu știu ce jucătoare nu, la Brăila, da. Brăila e o echipă cu tradiție. Bă, că au plecat multe, n-ai reușit să iei niciuna, nu? De la Brăila. Au pentru că la Brăila sunt au fost și sunt, bănuiesc, nu știu, au fost pretenții foarte mari. Acolo sunt niște salarii de care noi nu ne putem apropia. Acum, spun la modul cel mai sincer, nu, nu. Și asta este realitatea. Dacă vrei să joci sus la locul 2, locul 1, locul 3, 4, 5, 6, nu poți. Vin jucătoare cu pretenții și îți spun niște salarii în care mulțumesc, nu-i de noi. La momentul ăsta, poate peste 5-6 ani vom fi și noi acolo, nu știu. Este greu, este greu și fără bani și fără să jucătoare de valoare nu faci, adică nu ajungi în primele locuri. Nu ajungi în primele locuri. Dificil, adică eu oricât m-aș bate cu... Și ai văzut cum a fost meciul cu Brăila, cu lotul lor care l-au avut, cu banii, puteam acolo pe final să le batem la Galați, la modul cel mai sincer. Nu, cum spui, poți să mai câștigi 1-2 meciuri cu echipe sau 3-4, să spunem, cu echipe mai valoroase decât tine, dar nu poți asigura un parcurs constant până la capăt. Pentru că apoi urmează și reversul medalei. Poți să pierzi cu adversari mai slab cotați decât cei pe care îi vinzi. Vreau să spun că noi am făcut meciuri mult mai bune cu echipe foarte bune
decât cu echipe mai slăbuți, mai slăbcotate. Și uite, Slobozia, uite cu Ciznădie, ce bine s-a jucat cu Brăila, ce bine s-a jucat cu Roman, ce bine s-a jucat cu Vâlcea, ce bine s-a jucat cu Bistrița. Și trebuie, noi nu ne așteptam să câștigăm niciun meci din două cu Slobozia, nu ne așteptam. Am bătut la Ciznădie, n-am reușit să le batem aici. E drept că aici a fost un meci cu cânt. Da. M-aș fi așteptat mai mult la meciul cu Brașov, pentru că și Brașov era într-o perioadă tulbure atunci. Am prins-o însă și pe Denisa Dedu într-o zi. Da, da, da. Că... Și asta este. Asta e. Da, a ieșit. Adică noi suntem un obiectiv. Eu și înainte de a începe campionatul, hârtirile care le-am trimis către primărie, când mi s-au solicitat obiectivul, am zis să reușim să mergem la baraj. Acolo, ce-o dat Dumnezeu? E drept că, pe de o parte, obiectiv vorbind, ați beneficiat și de faptul că Deva s-a retras în timpul campionului. De fapt, noi am bătut la Deva. Deva, da. Deci noi am bătut la Deva. Deva și Ploieștiul care de la început a spus. Deci noi am bătut la Deva. Deci noi n-am beneficiat. Noi ne-am dus la Deva, am jucat și am câștigat. Și am jucat foarte bine. Într-adevăr, cu Ploieștiul nu i-am mai prins. Oricum erau sub. Nu. Pentru noi faptul că Deva s-a retras a fost... Crezi că în acest sezon vom mai avea parte de retrageri dintre aceste intempestive? Nu cred. Deci nu cred. Par echipe cu stabilitate toate, nu? Da, 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 da. Da. E da. Foarte important să fie. Pentru că nu... Nu știu. Și imaginea are de suferit. Pentru că unele jucătoare poate ar vrea să vină în România și au văzut, uite, unele echipe se retrag, altele că nu-și primesc banii și tot așa. Această neseriozitate pe care am văzut-o mai ales în fotbal. Unde știi că cu plata e drept, acolo sunt salarii mai mari decât în, decât în handball, dar nivelul e mai scăzut. Asta nici nu se părerea mea este că sunt unele echipe care exagerează cu salariile pe care le oferă jucătorilor. Și de aici... De aici s-a ridicat mult. Da, și s-a ridicat poate, poate sunt multe jucătoare care se pierd. Pentru că vin unele cu niște pretenții pe care eu nu le înțeleg și le refuz. Eu le refuză X, le refuză Y, le refuză Z. Și atunci du-te și joacă unde crezi. Și după un an de zile, după ce ai stat pe bancă și n-ai intrat nicăieri, e mai greu să... așa. Da. Niște pretenții care trebuie nu numai probate în teren, dar și din cartea de vizită să rezulte. Ai meciuri la echipa națională, ai marcat atâtea goluri. Da, nu, sunt jucătoare care... Care au pretenții nejustificate, nu? Destule. Da, sunt. Și, repet, la handbalul feminin sunt salarii mari. Păi mă gândesc că ce jucătoare mai erau și în campionatul nostru, să spunem, și acum vreo 20 de ani și dacă socotim sumele pe care le primeau, chiar la nivelul acelor ani, sunt ridicole față de ce se practică acum. Și sunt jucătoare care au evoluat la un nivel foarte ridicat. Adică... Da. Într-adevăr, nivelul este foarte ridicat al campionatului. Dar, dacă toate echipele ar ține undeva baremurile, pragul salarial acolo, dar multe strică din teama să nu le ia altele și tot așa. Da, vezi, sunt și localități, de exemplu, mă gândeam, unde nu există o altă echipă, cum e la Ciznădie, de exemplu, și toți banii se duc către o echipă, sau la Roma. Se duc către o echipă și atunci e mai simplu. Așa cum e în Galați, unde sunt 7 echipe care evoluează pe prima scenă, erau 7 echipe, se împart această prăjitură la 7, e mai greu. Pe de altă parte, s-ar putea să fie un dezavantaj pentru ei acum. Bugetul orașului Ciznădie nu cred că se compară cu bugetul municipiului Galați. Și doar 5%, și doar 5% din nu știu cât este, habar n-am, dar am văzut că bugetul nostru este undeva pe locul 10-11 în țară. Am rămas surprins. După ce, ceea ce nu e... Nu, am rămas surprins de primele locuri. De mândrie, mă uitam Oradea, Arad, în primele două, trei Arad. Orașe mult mai mici. Da, 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 da. Adică după București, Oradea, Arad. Bine, într-adevăr, au vama, au graniță acolo. Se plătesc foarte multe taxe. Cred că și Otopeniu are o... Și totuși Oradea și Arad în handbalul feminin nu contează, nu există. Dar în sport nici așa în cel, nu se omoară. Nici în cel masculin, de fapt. Da, nici în sport așa, la Arad... Dacă nu mă înșel, a fost basket o perioadă. Ici mai este echipa și de fete, dar numai la nivelul dinainte. La Oradea... Echipa de băieți a fost campioană anul trecut, echipa de băieți, la basket. Oradea, da, basket au și în rest, da, rest... ceva polo, Crișu Oradea. Digi, cum se numește echipa acum, ce se numește Digi Oradea? Da. Sunt. A jucat finala cele de-a doua competiții, ca valoare, ceea ce e mare lucru.
să ajungi până acolo, e drept că... E, acum fapt. Poate să ori mai schimba. Este clar că și guvernanții, Gabi, și-au dat seama că suntem rău tare de tot. Și că nu se poate fără sportul public. Nu se poate. Sportul olimpic. Păi ne duceam la olimpiadă și ieșeam în primele 10 flăierând. Acum suntem rușinea, la modul cel mai sincer. Noi suntem rușinea. Dacă ne bate... Kazakhstanul și cu... Și după părerea mea, cred că ești de acord cu mine, ar trebui să luăm modele din țări care le-au aplicat deja și unde au mers bine. Da, și acești bani privați. Companiile multinaționale. Am înțeles că în Ungaria există o lege prin care toate aceste companii sunt obligate să verse. Și la noi am tot așa, de apreciat ministrul sportului acum, bravo lui pentru ce a făcut. Da, a reușit ceea ce n-am putut să facă. Și am înțeles că și la legea sponsorizării și la legea reclamei și publicității ca să ofere șanse companiilor puternice, firmelor din municipiile de județe. Companii multinaționale. Pentru că decât să, eu știu, să dea banii cu nemiluita poate la niște chestii care nu se întorc, măcar la sport investești în ceva, îți apare și imaginea firmei tale și ești promovat toată țara sau în toată Europa. Uite, diferența dintre CSM București care folosește bani publici și echipa din Gheorghe. Nu o să spun ce marcă de automobil, dar ei varsă tot bugetul, este asigurat de către marca, celebra marcă de automobile, celebră în toată lumea. Și dacă te-ai uitat ieri sau la altăieri, dar parcă la altăieri a fost barajul de promovare la fotbal în Germania, Braunschweig cu Wolfsburg. Cu Wolfsburg, da. E diferență de câțiva kilometri între... Ai văzut ce sponsor avea Wolfsburg, ai văzut ce sponsor avea... Era aceeași companie. Da, nu știu cum s-a finalizat, dar are și Wolfsburg. Da, câștiga Wolfsburg, dacă nu mă înșel, a bătut cu 1-0. Deci Wolfsburg a dat baraj în Germania, echipă care anul trecut a evoluat în Liga Campioni. Da, și că și spunea oamenii, comentatorul a spus, este o diferență enormă între ce bani bagă compania la Wolfsburg și ce bani bagă la Braunschweig. Și cu toate astea, diferențele nu au fost mari. Și era aceeași companie, alte denumiri de mașini. Da, și asta am spus. Iată că maghiarii unguri au găsit acest model cu firme celebre care investesc în echipe, da, și care sunt mult mai la noi. La noi văd că există totuși acum și anumiți jurnaliști sportivi de pe plan național, moraliști, care spun, domnule, de ce se dea banul public către sport? Atunci ce e mai bine? Să tragem obloanele și să închidem sportul? Să nu se mai dea nimic și să... Nu, deci da, probabil sunt răutăcioși și își dau seama și că greșesc, pentru că unde e mai bine să-l dai? Păi eu, în opinia mea, hai să dăm la lucrurile pozitive ale societății civile în țara noastră. Sunt patru domenii care putem să dăm la sport, educație, să dăm la cultură, sănătate, educație. Da. Aș putea fi răutăcios și aș spune că aș diminua dintr-o parte, să dau în alta. Nu mă bag, că nu îmi place să fac polemici, dar eu cred că sportul în România este încă... E foarte ușor să spui că să nu dai. Subdimensionat atunci, financiar. Vino cu soluții. Subdimensionat vino financiar. Vino cu alte soluții, da, da, da. Vino cu alte variante, nu? Că e foarte ușor așa să spui, nu da, nu fă, nu... Da. De fapt, în România, cine încearcă să facă ceva este la un moment dat luat cu pietre, așa, luat, ori luat la mișto, ori luat cu pietre. În general, nu, iar oamenii trebuie să înțeleagă că sportul este o modalitate de a te recrea, de a te bucura și de a veni să vezi un fenomen social. Să vezi un sportiv sau un arbitru sau un antrenor care îți face plăcere, îi face cinste țării sau orașul respectiv. Păi mă uit un weekend în Galați. Chiar să nu-ți placă sportul, tot ai în fiecare weekend măcar două competiții la sala sporturilor. Că e handbal sau basket, că e basket sau volei, că e fotbal sau handbal și tot așa. Și le recomand celor care n-au mers pe un stadion, n-au mers într-o sală de sport să meargă, pentru că nu se compară niciun sentiment cu ceea ce trăiești acolo ca și spectator, nici când te uiți la televizor nu vezi acest lucru. Știi ce se întâmplă? Sportul este într-adevăr fair play, este, cum să spun, vreau să cred că în continuare este... puritate, așa, coloană vertebrală pentru toți cei care intră pe teren și un exemplu pentru copii, pentru că hai să fim cinstiți, aveam copii toți și din ce în ce mai greu îi scoți din casă să facă sport. La mine, de exemplu, Elida n-a urmat, cu Andrei mă chinui să-l învăț cu handbalul și sper să reușească. Tu poate mai târziu pe Eric ai să-l faci sportiv. Aș vrea să-l fac. Da, dar e ceva așa, nici în școală nu se mai omoară să facă... Un sport care cred eu că ar trebui, poți să
nu că o să fac niște demersuri, o să dau și eu un sfat dacă va fi luat în considerare. Un sport în care ar trebui să investească mai mult în Galați, să dea bani și către acest sport, pentru că este un sport de prim plan și noi suntem foarte apropiați de ele. Vorba de tenisul de câmp. E dreptul, este un sport în care necesită investiții foarte mari, dar care la un moment dat... Părerea mea și Federația Română de Tenis ar trebui să implice, mult mai mult la nivel de copii și juniori, pentru că nu se implică deloc. E normal că nu avem o academie în România unde să poată copiii urma niște trepte, să fie ajutați, pentru că apoi sunt foarte multe talente. Eu vă spun că văd jucători. Problema că le lipsesc la un moment dat fondurile necesare pentru a merge la nivelul superior. E un sport, este sportul sportului. Federația Română de Tenis de câmp, îți spun că eu mi-mi place foarte mult tenisul și joc, nu se implică aproape deloc pentru acești copii și juniori. Păi, în primul rând, hai să vrem să ridicăm tenisul de câmp, hai să facem un campionat național. Când eram eu elev, și poate și tu, exista campionat național de tenis de câmp. Eu știu echipa din Galați. Doamna Brandabur Sanda a jucat tenis la echipa și se întâlneau săptămânal, cum jucăm noi handball. Și aveam etape și venea Dinamo, Brașov, era Galați. Pe astea le-am prins, le-am văzut și plus eu. Că toți mari jucători ai noștri, mi-aduc aminte, erau celebrele meciuri între Andrei Pavel și Dinu Pescariu la campionatele naționale. Da. De la noi. Vă dați seama și acum ce ar fi ca la un campionat național să-și găsească o portiță în programele lor, să fie o întrecere la care să participe Simona Halep, Sorana Cârstea, Monica Niculescu, Irina Begu, Patricia Țig. Ce luptă ar fi acolo, ce orgolii și ce frumos ar fi și câtă lume ar aduna. Adică ar putea, repet, ne trebuie competiții. Copiii ăștia nu au competiții. Eu stau de vorbă cu antrenorii de tenis de câmp din Galați și crede-mă că stau și mi-au spus, domnule, noi nu avem meciuri. Noi nu avem turnee, ei știi când joacă vara mult, că sunt terenuri descoperite zgură, iarna aproape deloc, foarte puțin, poți să faci competiții numai vara, ce e asta? Ar trebui făcut un sistem să se joace, și pentru că jucând, cum spunea Mircea Lucescu, domnule, degeaba te antrenezi, dacă nu joci, nu performezi și n-ai cum să ridici nivelul valorii. Da, eu cred că se poate face și asta e o falsă idee cu foarte scump. Eu îți spun, nu e chiar foarte scump, că mi-am cumpărat și o rachetă, mi-am cumpărat și o minge. Nu e scump să poți după aia să treci într-adevăr, poate să participi la deplasări. Dar deplasări și noi avem deplasări lungi. Dar în momentul în care este un club, este un club, să zicem în Galați, vine clubul X, care știi, băi, am competițiile astea, ministerul te susține pentru calendarul competițional. Și mai departe, bănesc că la tenis n-ai nevoie într-o echipă mai mult de 4-5. Nu e așa mare. Și mă duc și fac meciurile acolo. S-a terminat campionat, văd pe ce loc sunt, mai începem să mai facem transferuri, facem și la dublu, facem. Într-adevăr, dacă vreau să mă duc la un turneu în străinătate și mie mi-este scump să duc echipa, dacă nu, măcar stau aici. Dar fac un competiție și crema, vine tot Federația Română de Tenis de Câmp și trimite-o în străinătate, trimite-o la turnee, pentru că altfel n-ai cum. Nu stau și numai din banii părinților și a sponsorilor. Așa e. Acum, iar Federația Română de Tenis de Câmp este o federație bogată. Mă uitam la banii care s-au dat. Da. E o federație bogată, da. Și acum să-i ținem pumnii, pentru că tot e perioada Roland-Garrosului, Simonei Halep, poate va reuși să-și îndeplinească visul câștigarea un turneu de Grand Slam. Și Sorani, de ce nu? Cred că sunt pe aceeași parte de tablou. Și din păcate... Să rămânce și Sorani, da. Mă rog și pentru Sorana, dar constanța Simonei la înalt nivel e altceva. Adică, până la urmă... Da, nu, da tuturor, pentru că și la dublu au șanse dacă reușesc să treacă și băieții și... Ar fi extraordinar pentru România. Nu, tenisul românesc nu ar merita să avem un câștigător de turneu de Grand Slam după cât se investește la noi în acest sport, de către federație, de către guvern. Însă, ar fi, cred că, un imbold și mai puternic pentru ceea ce se va întâmpla. Eu vă urez succes, Dane, la Liga Națională Feminină, pentru că e important să faceți un lot, mai puternic decât sezonul. Ne vom mai întâlni. Dacă nu, vii tu la noi la emisiune, că te invit Eu îi mulțumesc fostului meu coleg de emisiune, Dan Pantea, președintele secției de handbal feminin de la Clubul Sportiv Universitar Danubius Galați, echipă care va continua în Liga Națională Feminină. Nu uitați, veți vedea din toamnă mari vedete ale handbalului mondial și aici la Galați. Sperăm că vor juca cele de la CSM București. Joacă, sigur. Stai liniște că joacă, sigur. Pentru că am văzut că au anumite clauze în contracte că nu trebuie să joace în toate partidele și e și nou. Nu, că la Galați nu vor avea viața ușoară. Hai să vezi. Bun, sigur. N-au... Și să umpleți din nou sala sporturilor. Aceasta a fost prima parte a emisiunii, rubrica penalti mai precis. După o pauză legată de publicitate, de momentele publicitare, bineînțeles, și de promurile pe care trebuie să le difuzăm, revenim aici în platou cu cel de-al doilea invitat al emisiunii. La revedere!